Predicție sumbră în agricultură, unde fermierii mici și mijlocii se luptă pentru supraviețuire. Exact acești producători agricoli urmează să dispară pur și simplu. De probleme nu vor scăpa nici fermierii mai mari. Este realitatea dură a crescătorului de animale român, realitate descrisă chiar de un fermier din județul Ilfov. Cum la noi în țară agricultura se bazează într-o anumită măsură pe fermierii mici, aceștia vor trebui să se asocieze, însă câți dintre ei înțeleg acest lucru? Ce ar trebui să facă firmele mici încât să reziste și ele pe piață? Să se asocieze, să intre în cooperative? Să se asocieze. Să asocieze firmele mici. Dar nimeni nu mai din firmele mici nu prea vor asociere. Pentru că ei nu-și dau seama că cu timpul vor dispărea. Ei nu-și dau seama. Dumneavoastră vedeți și în țările dezvoltate. Franța, Danemarca, Olanda, au fost firme micuțe de vaci, care aveau 10-20 de vaci, 10-20 de vaci, aveau suprafață mică, majoritatea au dispărut. Acum și la ei sunt firme deja mari, cu peste 100 de capete vaci cu lapte, cei mici au dispărut pentru că ei trebuia să muncească în continuu, ei nu își permiteau să angajeze salariați, ei trebuia să muncească ei. Am muncit ani de zile. Generația următoare, copiii lor, n-au mai vrut să mai ducă aceeași viață. Au vrut să fie mai liber, să nu mai muncească atât, să nu mai... și le-au închis. Cei care au fost mai puternici au făcut firme mai măricele, care poate să-și angajeze salariat, să lucreze în schimburi, să lucreze, să mai aibă și o viață mai tehnită și mai liniștită. Și deci firmele mici dispar. Degeaba încercăm noi să le înființăm, că la firmele mici n-ai salariați și atunci trebuie să muncești tu și te saturi de muncă la un moment dat. An și an și an și an să muncești în continuu, sâmbătă, mai ales în zootehnie, n-ai sâmbătă, n-ai duminică, n-ai sărbători și așa mai departe. Și ușor, ușor vor dispărea.